N-are cum să nu-ți placă să... Ui ce păstăi! Pune-o pe cameră, mami! Ui păstaie! N-are cum să nu-ți placă țara asta. Fița ta. Bă, dar ce mare, chiar păstaie? Habas! Habas, care știe spaniolă să-mi ziceți. Habas! Da, e păstaie, ca chimbocul. Vreau să fie adulta. E prea mare, mami! Te faci o zamă din două păstăi. N-are cum să nu-ți placă țara asta, fiți atent. Au luat doi papaya. Foarte bun. Copt. Ce, mami? Ce e aia, Iuca? Aia, cartofi, rădăcină. Foarte bună aia. Uitați, 1,50 € un papaya. Mango, 10 € kilo. Dar fiți atenți, ce bun arată. Și ceva ce nu cred că ați văzut foarte mult, pentru că eu n-am văzut. Mini mango. Și baf. Guayaba. Asta nu-i pară, m-am crezut că-i pară. Nu știu ce e asta, guayaba. Și buf. Tom del Arb. Nici asta, dar o să le testez pe toate pentru voi. Granada. Rodie. Măr. Ăsta nu e bun de numai și ăsta. Fiți atenți, nisperos. Vedeți? Parcă scaise, dar nu cred că scaise. Alcaciofa. Alcaciofa de la Hon. Reclamă grea de pe Taraf TV. Ciruela. Ca un fel de nectarine, cred. Ciruela. Domne. Îmi plac foarte mult fructele aici, că îți dă ideea aia, nu, ideea aia de proaspăt. Știi? Uite, mere. Parcă spere, parcă... Iisus. No, mami, dacă aș veni cu un kilogram de cartofi din ăștia... Mi-ai băgat? Aia nu se curăță, se bagă drepturile. Tot timpul mă ceartă că mă trimite la magazin, la ăsta, să fac cumpărături. De astea scurte, zice, ia cartofi. Am zis să iei ceapă și mi-ai luat, venit cu două cepe de alea mici. O zis, ia niște ceapă, am venit cu două cepe mici. S-a uitat la mine, ori ce să fac asta? Uitați, roșii. Mov. Uite, bă, cum noi avem corcodușe, curte și ăștia au banane. Ce fai, mami, să stai în curte numai să-ți iei câte o banană, hați! Domne, ce soție are tata! Gospodină! Du-te pe balcon! Dar ce-am făcut? Nu mai fura, că nu-i gata! Dar eu nici n-am pus mâna! Și tu mânci măr! Nu! Da, nu! Nu! Vă, pot să iau o bucată mică de asta. Doamne, fete. Papaya, bun. Și fiți atenți. Le dau verdictul fructelor acestora. Ăstora. Dar nu știu ce e asta, eu de asta nu ias curios. Oare să mănâncă cu coajă, mami? E prună, ha? Da. Mm, ce micuței. Hm? Ia. Una așa? Scoate așa. Mm. Nu. Deci fiți atenți că e interesantă textura, parcă-i... Piersică, dar mai gelatinosă spre tare. Da, n-a nici bună, să zici. Să mai cumperi, bravo. Nu știu ce asta, prună. Bă, secret greu, eu vi-l dau. Un pahar pe stomacul gol de apă cu furnici.
ai o putere după un așa par. Soi, domnule, mai trebuie să-ți ții 2 săptămâni tratamentul. 2 săptămâni în fiecare zi apă cu furnici. Care sunteți în Spania, neapărat să încercați asta. Ciocolată Avellana Avella. De la Mercadona. De la Mercadona. Extraordinar. Și dacă le băiați în combinație cu cornflakes, dezastru pe pământ. Dezastru pe pământ. În ce bol de vitamine. Da, să le zici de salamă. Extraordinar! Cum am putut? Stați să vă bag în frigider! Să nu vă mirați că e așa, bate vântul prin el. Stați cu minți, că abia am ajuns. Ăsta-i... Ioi, dar am rupt eticheta, mami. Nu mai știu cum se numește. O să mă duc... Stați așa. O să merg încă o dată la magazin și o să... Nu? Bune, portocala. O să vă filmez, bă. Un salam mai bun decât ăsta, credeți-mă ce vă zic, eu nu zic aiurea. N-am mâncat. Un salam mai bun decât ăla. Și bineînțeles, iberico. Iar o chestie care e bună aici și o puteți găsi, e pasta asta de avocado. No, guacamole, direct făcut. E un pic, adică scump. E ceva, e 4 euro. Ăla de guacamole. 3 euro, 4 euro. Și bineînțeles, clasicul Fanta limon. Tu ai umplut acolo frigiderul. Ce, mami? Ai zis că tu ai umplut acolo frigiderul. Eu am umplut frigiderul cu guacamole și să nu uităm de unde venim. No, desfacem asta. Să nu uităm de unde venim. În braț. Nu suntem olteni. Desfacem alea, mami? Da. No, hai să vedem fructele ciudate. Eu uite ce-mi place. Are sunt bune, mami. Nu, ce-i asta? Ce-i asta, mami? Nu știu, e tare dubios. Da, așa. Tu, mami, ăsta e, cred că e, nu fructul pasiunii, ăla, cum se numește? Sau fructul pasiunii? Mm. Parcă are gust de alcool. Eu îl mănânc cu tăcu coajă. Nu e așa bun. Groaznic, nu că e bun. Groaznic. Eu ce gust ai. S-o spun de chiar ca mine. Mâncă-l, mami, poate e sănătos. Tată, mi s-a făcut canii. Am nimerit-o mai aproape de coșul. Ui, domne, nu-l arunc, mami, că-l mâng eu. Nu lasă-mă în pace, nu-l ca așa ceva. Cum să nu tu, iubirea mea, poate e sănătate curată. Sau poate ai cu meciul toată noaptea. Păi te curăță, mami, te curăță. Tu e. Serios? Da. Fai ce gust mi-a rămas zilea ăla. Da. Miros nu are asta. Dar ce să este mâncați? Asta e mango. Bine. De asta nu pot. Abia cine mâncă fructele astea că n-au niciun gust? Pac. Am vrea mango. Mini mango. Ăsta-i? Nu. Ba da. Nu, ăsta e altceva. Serios? Da. Deci ăsta, eu am știut, m-am dus pe mâna lui mini mango. Deci e ca și o caisă, dai mango. Atât-ai, atât-ai. Nu știu. Gândești că e sărutarea ta. Gândești că e sărutarea ta, mami. Nu mă satur, ca și de gurița ta, aș mânca 200 de mini mango. Și un fruct mai avem numai. Da.
să-ți dau. Bă, dar ce rău e ăsta, mă. Și ăsta și și fructul pasiunii 2.0. Stai, că îți iau după aia mâna și urc până la gură și la gât și... Mai mănâncă la tău. Nu, mai, mami, mâncă-l tu ăla. Pe ce l-ai zăbălit tot. A, de aici. Vezi că are... Îl bag la Malaxor. Pe ce l-am zăbălit el tot. Așa zice. E da mozole acolo. L-am mozolit. Nu, următorul. Ultimul. Opa. Cred că trebuie să-l depășești. Așa se este. Cred că se mănâncă gâtă cu coajă. A, se decojește. Uite ce ușor se decojește. Haț. Nu l-ai tăiat, așa-i? Nu. Se pare a fi. Mamă, ce? Ce? Sâmburare. Parcă-ți de aia de cacao. Să zici că e jackfruit. Ăsta e jackfruit, mami. L-ai gustat? E bun. Asta e bun. Cum face? Nu mă dă pe spate. Da, n-are ceva intens sau specific. Mi-e cel mai mult mini mango, mi-a plăcut. Dar nu mai este nimica, mami. Ai luat câte una din fiecare. Nu. Credem. Papaya este delicioasă. Papaya, fiți atenți aici, bol. Uitați ce interesant. Hați. Dar și mango mare se decojește așa, mami. Numai atât dacă nu... Nu prea poza mango mare. E greu să iei fără cum ar veni carnea din el, știi? Nu se trage numai pielea. Ce fain să ia. Se pierde foarte mult la mango mare, dacă îl tragi așa. Dar ăsta e beton. Vă dau un pic de priveliște. Nu, mai mami! Ia uitați. Doamne, frumuseți de zonă. Palmier, hau. Foarte frumos. Gata. Sarcinile sunt părțite aici, prieteni. Cât timp ia face mâncarea? Lobo face cafeaua. Se pui apă în spate? Da, mami, eu nu știu, eu n-am făcut în viața mea cu din ăsta. Ha, se pui apă? Pe aici. Bun, vă las. Așa, nu faci. Transfer greu, fraților. Două ovă, mami. Două ovă. De astăzi puteți să mă numiți barista. Așa, bine. Livian Barista. Nu, uitați ce au ouăle din Spania. Yes. Nu, ăla și ce cred că e mami? Ce? Mormolog. Fătu. Nu, no, gata, mami. Îi găsesc poziția. Opa! Se face cafea, fraților. Ristretto. Păi este... La Răjnița unde e? Ah, e direct, Bobe, stai că... La măcina, mami, uite acum l-am măcinat. Vă dați seama, bă, ce fac eu pentru soția mea, pentru iubita mea, pentru norocosa mea, numărul 1. Ferească sunt tot. Marci în piperul cu mâinile goale. E așa, Ania. E așa, marci. Ca și porumbul. Deci, acum, Alexandru, o să fac unul dintre cele mai bune micuri de jon. O șmecherie, nu știu dacă v-am mai arătat-o. Oare le-am mai arătat-o? Cred că le-am mai arătat-o, așa-i? Tortilla face. Nu știu. Cu lipie, ou... Nu le-am mai arătat. Ferească Sfântul. O să vă schimbe. Deci fiți atenți. Toți care vă uitați la clipul ăsta dimineața o să vă fie schimbată. Și vă arăt acum de ce. O tigaie la încins, puțin unt, margarină, ce vă permite magazinul.
dar de preferat unt. Ungeți bine, bine, bine. Și lateralele. Și lateralele. Pentru că tot ce facem trebuie să o facem din laterală, către centru. Aveți tot ceva piesă, nu? Ferească să fie. Cum și e melodiile. Dar cred că ai filmat... A, nu, nu, ai filmat. Ungeți bine, 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 pentru că după aceea o să vină ou bătut, al, da, 2, 3, 4, 5, câte ou vreți. Le bateți, pam, 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 sare piper. Nimă, i-a prins blițul. A, preiată roșiile, mami? Da. Deci preiată roșiile ca să se facă îmbibarea aia sau... Ia, că deși atât de serios. Neapărat să puneți roșii în ea, neapărat. Vă las că mă sună Carinia. Nu, fiți atenți, deci după ce lăsați roșiile, să prindă un pic de culoare, că sunt ca și alea, făcute ca și pomodorii secchi. Nu, nu e mică lipia decât. N-are nimica. Știi? Puneți ou. Ai, trebuie un pic mai mare. Vezi? Dar nu se prinde și așa, nu se prinde. Crezi? Și o apăsați cât să dea, așa în ea, compoziția un pic pe afară. Da, să vă luați lipii mai mari. Da. Dar nu erau, erau cine mai mari. Da. Și după ce puneți lipia, o învârtiți un pic. Vedeți? Uitați ce frumos se învârte, vedeți? Cum nu s-a prins. Bun, o lăsați și după aceea nu mai faceți flipul. Hați! Ioi, ține-mă, Doamne, în picioare, că amețesc. Cred că mi se arde lipia. Să nu pornim hota. Dă focul mai mic. Dă focul mai mic. Dar cum? Să dăm în casă. Așa. A, trebuie să-l selectezi. Deci trebuie să selectezi colțul și pe aia dai minus. Patru feluri de brânză. Ce opresc? Da. Prietenilor, gata cu distracția și cu râsele și cu Caterinca, că e treabă serioasă aici. E treabă serioasă aici.